Înainte de a începe acest video, aș vrea să fac o scurtă promovare canalului Hipopotamul Verde. Acesta are un canal cu doar 4 videoclipuri, însă sunt niște videoclipuri destul de interesante, videoclipuri stil topuri, deci eu aș zice că merită să intrați, să urmăriți puțin, să vedeți despre ce este vorba. Veți avea, bineînțeles, acolo link în descriere, mergeți, vă abonați, puteți să activați și clopoțelul dacă vreți să vedeți când va posta următorul videoclip și de asemenea să îi dați like-uri la videoclipuri. Nu uitați, aveți linkul de la canalul Hipopotamul Verde în descriere. Haideți să trecem la video. Puteți face bani pe internet instalând aplicații Android și iOS, făcând survey-uri și multe altele. Toate acestea pe site-ul iloot.gg. Site-ul este sigur, iar banii îi primiți în doar câteva minute. Linkul site-ului este în descriere. Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Astăzi voi face un video rapid în care voi prezenta o aplicație foarte, foarte interesantă și foarte, foarte utilă pentru studenți, elevi sau orice ar fi. Această aplicație vă ajută să faceți poze la documente, la, să zicem, un caiet de notițe sau ceva, foarte clare, această aplicație putând să extragă textul și să îi păstreze un background alb, în așa fel încât textul se poate distinge foarte ușor. Deci eu zic că e foarte utilă această aplicație. Nu știu, dacă aveți, de exemplu, colegi cărora trebuie să le trimiteți anumite notițe sau trebuie să le trimiteți teme sau ceva, știu și eu cum e pe la școală, această aplicație vă ajută foarte, foarte mult. O să vedeți imediat și cum. Am aici pe biroul meu o chestie, un fel de manual de utilizare la care o să-i fac poză cu această aplicație. Apropo, aplicația pe care voi prezenta se numește Cam Scanner. Nu știu cât de bine o să vedeți voi aici, pentru că filmez cu camera web, nu focusează ea foarte foarte bine. Aplicația oricum o găsiți în magazin Play, căutați acolo Cam Scanner, o găsiți fără nicio problemă, așa arată aplicația. Pentru a face poză va trebui să apăsăm pe acest buton imediat, am apăsat și facem poză la documentul nostru. Am făcut poza. După ce am făcut poza, veți vedea că ei ne vor întreba unde este textul și va trebui noi să selectăm toată porțiunea cu textul. Veți vedea că totul va fi foarte, foarte interesant. După ce am selectat textul, doar apăsăm pe acest buton OK și o să ne facă textul foarte bine. Nu știu cât de bine se vede pe camera web, hai că se vede acum, uitați cât de bine a făcut poză. Este o poză făcută cu această aplicație. Dacă ați face poza cu camera telefonului în mod normal, nu ar ieși atât de bine. Uitați, dacă dau pe original, uitați cum se vede originalul și cum se vede poza editată de această aplicație. Eu zic că e foarte, foarte bine făcută și eu zic că această aplicație este utilă pentru elevi, pentru studenți. Dacă aveți poze de făcut la, nu știu, un manual, la niște teme, v-am zis, îl puteți folosi, o puteți folosi cu încredere pentru că este foarte, foarte bună. O voi folosi și eu de acum încolo pentru că am mai avut nevoie de astfel de poze și chiar mi se pare foarte, foarte util. Nu uitați, Cam Scanner, o găsiți în magazin Play. Cam asta a fost videoul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Eu am fost Demi, vă las pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. La revedere!